Și după aceea am urmat ca să citesc eu hotărârea proclamării Unirii Transilvaniei pe veci cu patria mamă. Înainte de a da citire aceste hotărâri și mângâitoare și fericitoare pentru neamul nostru, am rostit câteva cuvinte. Aș spune o doxologie sub inspirația momentului. Și așa sunt fericit dacă mi se dă prilejul ca să rămână pentru posteritate așa cum le-am rostit atunci, la 32 de ani, al doilea de episcopat, și acum să le rostesc la trăirea acelea 85-lea an al vieții, cu glasul scăzut, dar cu neîmbătrânită dragostea de atunci. Am început dar așa. Fraților, ceasul plinirii vremii este acesta, când Dumnezeu Atotputernicul rostește prin poporul său credincios dreptatea sa însătate de veacuri. Astăzi, prin hotărârea noastră, se înfăptuiește România Mare, una și nedespărțită, rostind fericiți toți românii de pe aceste plaiuri, ne unim pe veci cu țara mamă, România. Vă reamintiți când prin sutele de spitaluri, în zilele de întunecare, vă vesteam, vă învinge dreptatea. În paranteză, a stenografului, întrerupere de zoiaste, te cunoaștem pe Sfinția ta. Închis paranteză. Vă arătam că vine ceasul când toți făcătorii nedreptății vor plânge lacrimi de sânge în ziua bucuriei noastre. A bâinuit dreptatea. Acesta e ceasul dreptății lui Dumnezeu și al răsplitirii lui. Pentru suferințele veacurilor purtate de un neam cu credință în Dumnezeu și cu nădejde în dreptatea lui. Privegează-vă. Suferințele veacurilor se îmbracă în lumină, cum răvarsă în clima aceasta soarele asupra noastră, lumina sa, cu binecuvântare. În paranteză, stenograful, în acel moment iasă soarele de sub noi, ce acopereau până atunci întreg orizontul, mulțimea rupând într-un entuziasm înflăcărat. Închis parantezul. Închis parantezul. Cuvintele Domnului se împlinesc și aici, într-împlinirea dreptății dumnezeiești. Mulți au dorit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut. Și să audă ce auziți voi și n-au auzit. Ochii voștri sunt fericiți că văd și urechile voastre fericite că aud. Văd ziua întregirii neamului și aud bună vestirea dreptății lui Dumnezeu. Ascultați, români fericiți, bună vestirea unirii noastre pe veci cu țara mamă România. Din încredințarea și numele Marelui Sfat al Națiunii Române, nu din Ungaria, Banat și Transilvania,
rog mărit adunare națională să binevoiască a primi și a enunța ca ale sale următoarea hotărâre. Două puncte. Preasfinția sa, stenograful, episcopul Iuliu Hossu, citește apoi următorul proiect de rezoluție. Întâi, arab, adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și țara ungurească, adunați prin reprezentanților îndreptățiți, la Alba Iulia, 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânsi cu România. În parantesc, scenograf, aplauze frenetici. Trăiască România mare, lumea se scoală în picioare, mâinile se ridică, ora e punct 12.